Grupul a fost descoperit pe malul Dunării la scurt timp după ce ajunsese pe pământ românesc. Cetățenii străini au fost duși la sediul sectorului pentru verificări, unde li s-a făcut triajul epidemiologic de către un echipaj medical. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că toți cei 10 sunt cetățeni afgani, 9 persoane cu vârste cuprinse între 15 și 28 de ani și un copil în vârstă de un an. La verificări, cetățenii străini au declarat că se aflau pe teritoriul Serbiei și au trecut frontiera în România cu o embarcațiune gonflabilă, cu intenția de a încerca să ajungă într-un stat din vestul Europei. Imigranții vor rămâne în carantină timp de 14 zile, după care vor fi îndrumați către un centru specializat din vestul țării.